În cetatea Nicomidiei, care era în Bitinia, trăia pe la sfârșitul celui de-al treilea veac de la nașterea omenească a Mântuitorului, un bărbat cinstit și cu vază din părinți binecunoscuți și cu dregătoria Comit. Numele lui era Anichit. Pe vremea aceea, pe tronul de la Roma stătea Aurelie Dioclețian. Văzând el că împărăția se surpă pe fiecare zi, căci Dumnezeu pentru păcatele ei îi sculase împotrivă toate limbile pământului, ca să se mai întărească, își luă un tovarăș la domnie, deci cârmuirea a fost împărțită pe din două. Maximian, care își zicea și Herculie, a luat partea împărăției despre apus, ce sfârșea la apele oceanului. Iar Dioclețian, care era poreclit Jovie, pe cea din răsărit, ce ajungea aproape de apa Vavilonului. Acolo, locul de ședere al lui Dioclețian, după împărțeală, era tocmai Nicomidia, despre care am pomenit la început. Multe prigoane îndurase închinătorii lui Hristos, cum se arată și în cronografele păgânești, ca și în luminatele scrieri ale Sfinților Părinți ai Bisericii. Dar niciuna din ele n-a fost așa de cruntă ca prigoana fostului rob din Dioclia, căci acest împărat, în alcătuirea lui necurată, socotea pe drept credincioși ca pe vrăjmașii săi și pentru aceea îi hărăzise cu totul pieirii. El trimisese anume iscoade care să bată toate marginile împărăției și să afle pe închinătorii lui Hristos, oricum ar fi și oriunde ar fi ascunși. Dar mâniindu-se îndeoseb pe nicomidieni, despre care i se spusese că nu se mai închină idolilor, a poruncit să se pui în mijlocul cetății săbii, cuțite, țepușe, unghii de fier, tigăi și căldări uriașe și tot ce scornise necuratul pentru muncirea cea cumplită a creștinilor. El gătise și fiare înfricoșate, lei și tigrii și urși pe care anume îi ținea flămânzi, ca prin vederea tuturor acestora să înspăimânte pe cei ce mărturiseau pe blândul fecior al Mariei, pe Iisus Hristos. Anichit era creștin și nu se ferea să-și arate credința lui. Auzind despre asta Dioclețian și știindu-l în mare dregătorie, l-a chemat înaintea sfatului său ca să-și deie socoteală. Anichit nu s-a sfiit, ci a mărturisit în fața tiranului pe Domnul nostru Iisus Hristos, vorbindu-i despre nașterea sa cea fără de început și despre întruparea de pe urmă, despre dulcea lui învățătură și despre moartea sa pe cruce, pentru mântuirea neamului omenesc. Împăratul sta și asculta fără mișcare, dar în sufletul său tulburat clocotea mânia și ochii săi înfricoșați scăpărau de ură. Și Anichit, înflăcărându-se tot mai mult, a arătat că dumnezeii păgânilor sunt surzi și muți, căci cu milă trebuiesc priviți și că închinătorii adevărați trebuie să se închine lui Dumnezeu. Iar la sfârșit a zis: zadarnic te trudești, o împărate, căci învățătura noastră este ca apa mării când se revarsă, căreia nu-i poți spune stabilă.
iar îngrozirile tale care le-ai pus nouă în mijlocul cetății, ele nimica nu însemnează pentru noi, căci pentru noi numele Sfânt al lui Hristos este pavăză împotriva durerilor trupești și mângâierea suferințelor. De aceea nu ne vom închina idolilor voștri muți și surzi. Atunci împăratul, nemaiputând stăpâni veninul, a poruncit ca să-i taie limba lui Anichit. Având gura plină de sânge, mucenicul slăvea pe Dumnezeu ca și mai înainte, propovăduind pe Hristos norodului care privea cu inima înfrântă la dânsul. Și cuvintele ieșeau din gura lui ciuntită ca mărgăritarele cele de mult preț. Ceea ce văzând Dioclețian și temându-se ca până la urmă să nu fie el biruit, iar priveliștea cea spre îngrozire să se întoarcă împotrivă-i, a dat poruncă ca Anichit să fie aruncat fiarelor spre sfâșiere. Deci câțiva schinjuitori, apucându-l cu dușmănie, l-au aruncat pe Anichit într-un țarc, unde au slobozit îndată un leu înfricoșat. Și leul mugind s-a repezit la sfânt cu gura căscată, dar când a venit chiar lângă dânsul, a început plângător să se gudure ca un cățel la picioarele mucenicului. Și deodată, o minune dumnezeiască, leul s-a ridicat în două picioare și cu laba lui a șters ca cu un burete sudorile morții de pe fața sfântului mucenic Anichit. Apoi, culcându-se, s-a așezat lângă gleznele mucenicului ca un tovarăș bun. Atunci sfântul Anichit și-a înălțat fruntea spre cer și a zis suspinând către Domnul Dumnezeu: Doamne Dumnezeule Iisuse Hristoase, îți mulțumesc că m-ai izbăvit din ghearele acestei chiare cumplite. Te rog, întinde-mi dreapta ta într-ajutor și mai departe, pentru ca să pot birui mânia prigonitorului meu. Și când sfântul și-a sfârșit rugăciunea fierbinte, deodată s-a făcut cu tremur mare de pământ, auzindu-se în depărtări vuiete surde ca un glas al primejdiei, capiștea lui Iraclie din mijlocul târgului s-a surpat împreună cu idolul ei, iar o parte din zidurile cetății s-a năruit, acoperind sub morminte pe mulți dintre păgâni. Dar împăratul, măcar că văzuse toate acestea, nu s-a umilit cu inima, nici n-a contenit cu răutățile lui, ci mai rău s-a făcut. Deci, ca să-i sprăvească cu Anichit, a poruncit să-i taie capul. Când însă gealatul, călăul, a ridicat sabia să ucidă pe mucenic, mâinile amorțindu-i i-a scăpat, iar el s-a prăbușit ca un copac fulgerat, rămânând acolo trăznit. Dioclețian atunci n-a mai cunoscut hotar mâniei sale și, lovind cu piciorul în cel căzut, a strigat cu glas tare ca să-l bată cu toiege pe Anichit până ce se va lepăda de Dumnezeul său. Și ascultătorii lui așa au făcut. Însă mucenicul Anichit răbda pătimirea cu bărbăție, lăudând pe Hristos că l-a ales pe dânsul din cei mulți pentru cununa sa mucenicească. Și atâta de tare îl lovea încât oasele îi trecuseră prin piele.
Dar împăratul, nefiind mulțumit nici cu asta și întărătându-se cu răbdarea cea mai presus de fire a lui Anichit, a hotărât ca sfârșitul lui să fie pe roată. Deci au adus îndată o roată mare, anume făcută, ce era așezată în mijlocul unor fiare ascuțite, de care l-au legat pe mucenic cu lanțuri de fier. Iar dedesubt i-au pus foc strașnic, așa ca roata învârtindu-se, fiarele să-l taie și focul să-l arză dedesubt. Atunci Sfântul Anichit s-a rugat iarăși către Dumnezeu: Dumnezeule mare, dezleagă-mă și de această drăcească roadă, pentru că toți cât stau acum de față să nu se teamă privind la mine și văzând gramnicul tău ajutor să se întărească împotriva călăilor noștri. N-a apucat bine să îi sprăvească Sfântul Anichit și legăturile toate s-au desfăcut, căzând cu zgomot la pământ, iar roata s-a oprit și focul s-a stins. Pe când Sfântul Anichit se trudea în caznele acestea pentru Domnul său Iisus Hristos, între cei care erau de față aduși anume spre îngrozire, se găsea și o rudenia sa, anume Fotie. Deci, văzând Fotie, cele ce se petreceau sub ochii săi și nemai putând răbda neomenia fără de asemănare, a lepădat orice frică și, ieșind din rândurile norodului, a alergat la Sfântul Anichit, rupându-și hainele de pe dânsul. Și cuprinzându-l cu mâinile de grumaz, l-a sărutat de multe ori și l-a mângâiat, s-a plâns lacrimi calde pe obrajii lui, ștergându-i picăturile de sânge. Și-l numea pe Anichit părintele său și învățătorul său și mijlocitorul curat al mântuirii sale. Și zicea: Mielușel și înger pământesc, dezmierdându-l. Apoi și-a întors fața și, uitându-se fără păsare la împărat, a strigat: Rușinează-te, blestematule închinător demonilor, căci idolii tăi nimica nu înseamnă, iar Hristos este Dumnezeul nostru și sunt gata să mor și eu pentru dânsul. Ci tu, fiară turbată, veselindu-te în durerile noastre, satură-te de sânge creștinesc. Împăratul, ridicându-se în picioare, a răgnit cu mare glas: Tăiați-l, tăiați-l pe dată cu sabia! Numai decât o roată de ostași s-a repezit cu săbiile goale ca să împlinească porunca lui Dioclețian. Dar atunci s-a văzut și această minune: cel dintâi care a tras cu sete asupra Sfântului Fotie a primit tot el cu aceeași tărie lovitura fierului peste genunchi, așa încât tăindu-se s-a spăimântat și a murit. Iar ceilalți, vrând care mai de care să-l ucidă pe Sfântul, și-au vrât săbiile până în mâner unii între alții și s-au omorât pentru dânși, între dânși. Acum împăratul, văzându-se atâta de biruit și nemai putând suferi înfruntarea sfinților lui Dumnezeu, a părăsit locul cu rușine
poruncind ca anichit și fotie să fie aruncați în temniță, încărcați de lanțuri și de obezi. După aceasta, Diocletian s-a închis în palaturile sale din Nicomedia, de unde n-a mai ieșit multă vreme, nici n-a mai voit pe cineva să-l mai vază. Iar cei ce fuseseră față la pătimirea sfinților, Fotie și Anichit, s-au minunat de puterea cea mare a lui Dumnezeu și foarte mulți din ei, pricepând ce trebuiau să priceapă, au trecut la adevărata credință. Așa că, dintre mucenicii care au pierit mai pe urmă, tot sub acest împărat, sute și mii din aceia, pentru întâia oară, atunci au crezut în Hristos, Dumnezeul nostru. După mai multă vreme, Diocletian, întărindu-se iarăși cu inima, a scos pe cei doi mucenici din închisoare și i-a adus înaintea sa zicându-le: de mă veți asculta și vă veți închina Dumnezeilor noștri, vă voi cinsti cu slavă mare și vă voi îmbogăți cu averi. Dar sfinții i-au răspuns cu silă: cinstea și bogăția ta, o tiranule, crud, să-ți fie ție spre pierzare, căci nouă nu ne trebuie cinstea ta. Atunci Diocletian, uitând totul, s-a aprins iarăși de mânie și a poruncit ca pe amândoi să-i spânzure mai întâi într-o înălțime, apoi să le strujească trupurile cu unghii de fier și cu făclii aprinse să iarză. Și șoitarii lui așa au făcut. Iar peste rănile și arsurile lor crude au turnat oțet amestecat cu sare. Dar Domnul Dumnezeu nostru, care de la început își întinsese dreapta lui cu ocrotirea asupra aleșilor săi, i-a apărat și de relele acestea, așa că măcar că trupurile lor erau sfâșiate și aprinse, dar nicio durere nu simțeau mucenicii lui Hristos, ci numai ridicându-și ochii la cer, se rugau Mântuitorului lor și al nostru. Împăratul, văzând neclintirea mucenicilor și nemai știind ce să s-o scornească, a spus să se aducă harmăsari neînvățați și pe amândoi sfinții să-i lege de picioarele lor. Deci au adus doi cai sălbatici și sperioși să șează și oamenii lui Diocletian au împlinit întocmai cuvântul cel ticălos. Și pe când armăsarii își sfărăiau și băteau pământul cu copitele, sfinții se îmbărbătau unul pe altul și amândoi se rugau lui Hristos. După ce i-au legat de picioarele cele oțelite și au tras în cai cu bicele, aceștia, speriindu-se, i-au târât câțiva pași, apoi ca și când s-ar fi înălțat înaintea lor un zid nepătruns, s-a oprit cai. Și sfinții, slabi și galbeni, s-au ridicat obosiți de la pământ. Împăratul n-a înțeles nici atunci că Dumnezeu nu voiește să facă pe voia celui fără de lege și într-o fie a lui nebună ținea morțiși ca să răpuie pe cei doi mucenici. De aceea, văzându-se iarăși biruit și nemai putând scoate capul în lume, a părăsit de astădată cetatea zicând că
că se duce să cerceteze marginile împărăției, iar pe sfinții Fotie și Anichit i-a aruncat din nou în închisoare. De rândul acesta, mucenicii au stat în temniță 3 ani și erau bătuți și scuipați și batjocoriți în tot soiul, iar lanțurile cu care erau împovărați, tăindu-le carnea ce le mai rămăsese pe schiloditele lor trupuri, strângeau numai ciolanele lor. Dar ei, măcar că numai cu un cuvânt ar fi putut să scape, ba să fie și cinstiți de împărat, răbdau totul pentru Domnul și Stăpânul lor, Iisus Hristos, Dumnezeul nostru. Și în vremea aceea închinătorii lui Hristos se mulțeau cum se mulțește iarba câmpului după ploaia cea binefăcătoare. Și aceasta nu numai în Nicomidia, ci și în tot ținutul Bitiniei și chiar mai departe. Căci pilduirea pe care cercase să o facă împăratul pentru îngrozirea acelora se întorsese cu totul împotriva lui. Fiindcă toți care fuseseră de față la prigonirile lor, sfinților mucenici Fotie și Anichit, ori auziseră de ele, se lepădau cu grămada de dumnezeii cei mincinoși și îmbrățișau pe cel răstignit Dumnezeul nostru care s-a răstignit pentru noi. Iar păgânii scrâșneau numai din dinți de mânie. Deci, întorcându-se Diocletian iarăși în Nicomidia și auzind despre mulțirea celor de altă credință, s-a sfătuit cu tovarășii săi ce să facă ca să împuțineze numărul lor. Căci acestui păgân, biserica lui Dumnezeu îi va sta veșnic înainte ca o spaimă. Socotind că tot numai cu înfricoșarea va putea opri risipirea legii lui, a poruncit să se zidească în mijlocul târgului un cuptor mare, întărit cu 4 stâlpi de fier, în care să poată încăpea mulțime de oameni. După ce meșterii au isprăvit turn împăratul, au pus arza așa cum arsese altădată Nabucodonosor, cuptorul Babilonului, vrând să arunce acolo nu numai pe cei 2 mucenici, ci și pe toți drept credincioșii pe care ar mai fi găsiți în împărăția lui. Când s-a auzit despre gândul împăratului, un freamăt mare a trecut prin cetate. Ca valurile mării bătute de furtună, așa s-au ridicat cei ce mărturiseau pe Hristos. Și cu toții au alergat în mijlocul târgului, întrecându-se unii pe alții și zicând: noi suntem creștini. Alții iarăși răspundeau: și noi suntem creștini. Și pe toate ulițile cetății, de la margine ca și din lăuntru ei, din toate casele și ale bogaților și ale săracilor, din toate neamurile acelor mai aleși, ca și a norodului umilit, un singur strigă se auzea pretutindeni ca sunetul trâmbiței după o luptă crâncenă: Și noi suntem creștini. Ca o fecioară care trebuia să-și întâmpine alesul mire cel așteptat, cu grai de bunăvenire, asemenea și Nicomidia, falnica cetate, primea pe cel încurunat cu spini, cu dulcele cuvânt aruncat la cele 4 vânturi ce avea să treacă peste veacuri,
Și noi suntem creștini. Iar înspre cuptorul cel înfricoșat, un puhoi de lume năvălea ca la o aleasă petrecere. Tineri și bătrâni încărunțiți, femei și copii, mame cu prunci la sân, moșnegi îngreuiați de povara anilor și neputincioși în cârji, îmbrăcau în hainele cele mai de preț, veneau cu o sârdie întrecându-se care mai de care să intre în lăuntru cuptorului aprins, care îl aprinsese împăratul păgân Diocletian. Așa că păzitorii, spăimântându-se, a trebuit să-i gonească pe unii din ei care voiau să se împărtășească numai decât cu sfintele dureri ale muceniciei. În acel cuptor a intrat mai întâi sfinții Fotie și Anichit. Apoi o mulțime mare de creștini, de toate vârstele câți au putut să încapă, căci bolta lui era uriașă. Iar cei doi sfinți s-au rugat de astă dată așa: mulțumim ție, Dumnezeule, că prin Fiul tău cel iubit ne-ai adunat pe toți într-o această zi și în acest loc. Ne rugăm, prea milostive, primește sufletele noastre care ne părăsesc într-o odihnă cea fără de sfârșit. Și aruncându-se în vălvătaile focului, au pierit cu toții. Iar când slujitorii au tras afară cu cărligele de fier trupurile ce mai rămăsese pe cărămizile înfierbântate, au găsit pe cei doi mucenici adormiți întru Domnul, dar atâta de nevătămați încât și perii capului lor erau întregi. Pentru aceea biserica noastră pomenește în toți anii pe sfinții Fotie și Anichit și pe cei morți împreună cu dânsii în a 12-a zi a lunii lui august, când s-a făcut săvârșirea lor cea mucenicească. Cu rugăciunile lor, Doamne Dumnezeul nostru, primește-ne și nouă credința noastră și întărește-ne și ajută-ne ca și noi să răbdăm și să suferim pentru numele Tău cel Sfânt, Mântuitorul nostru, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.